și bine v-ați întors pe canal! Astăzi, într-un final, am reușit să-mi adun toate chestiile pentru MTS și să le pun aici într-un sertăraș. Stați să vă arăt cât de mare este! Plin de chestii pe care le-am tot adunat și am vrut să le arunc, dar am zis că întâi să vi le arăt pentru că sunteți foarte curioase tot timpul și așa mai facem și un mic review, ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut. Nu știu cât a trecut de la ultimul MTS. Dar eu cred că au trecut 3 luni, sigur. Deci, zic asta că îmi propuneam să fac la 3 sau la 4 luni. Cred că la 3. Am o cremă de mâini de la Melchior, pe care o știți probabil. Pentru că o tot folosesc de un an, cred. Am primit-o anul trecut la un eveniment sau ceva și am constatat cu supoare că s-a terminat. A fost... ea se numește Intensive Repair Hand Cream. A fost, sau este de fapt în continuare, o cremă super, super bună, super nutoasă, dacă vă plac cremele de mâini care intră mai greu în piele. Asta este genul de cremă și cred că ea costă în jur de 30 de lei. Mai departe, am toată gama L'Oréal Paris Sensev Argilă Extraordinară, pe care v-am tot arătat-o, am pus-o și pe Instagram la un moment dat, cred. Asta este, o să încep cu masca de păr, asta este masca de păr, o argilă extraordinară, mască purificatoare înainte de șamponare și cred că asta se aplică pe scalp. Eu n-am mai avut o mască pe care să o aplic pe scalp, asta a fost destul de interesantă, miroase destul de ok. Miroase foarte ok, destul de ok, foarte bine miroase. Cred că mi-a folosit cam la 3 utilizări, maxim 4 și ce-i drept. N-am observat niște schimbări majore în părul meu, însă îmi simțeam scalpul extraordinar de fresh după ce foloseam masca asta. Prima dată țin minte că cred că mi-a desfundat ceva pori, chestii pe acolo, pentru că aia a fost, el a fost impactul cel mai mare. Ulterior, probabil că scalpul meu s-a obișnuit cu ea sau ceva, dar în sensul că n-am mai văzut o schimbare așa majoră, însă lasă o senzație foarte răcoritoare, cred că o să fie tama bună pentru vară. Nu mai spun că șamponul și balsamul din aceeași gamă sunt niște produse foarte ok. Eu în principiu folosesc produsele RSF pentru păr și uneori mai alternez și cu Le Petit Marseillais. Nu știu ce am mai folosit în ultima vreme, dar cred că mai mult RSF. Mie mi-au plăcut produsele. Nu am ce să zic nici în mod deosebit de bine, nici de rău despre ele. Puteți să încercați și voi. Mie îmi place foarte mult cum miroase gama asta, nouă, dar un produs pe care vreau neapărat să vi-l arăt este șamponul uscat din aceeași gamă, care nu știu cum să vă zic, dar mie mi-a dat puțin lumea peste cap. În sensul în care eu nu folosesc șampoane uscate, prefer să mă bag în cadă și să-mi spăl părul atunci când mi se pare că nu mai stă bine. Însă, după ce am încercat spray-ul ăsta, și asta nu este un clip plătit, după ce am încercat spray-ul ăsta, mi-a plăcut foarte tare, în primul rând, mirosul, în al doilea rând, faptul că nu lasă atât de multe reziduri cum lasă Batist. Ce-i drept, nici eu n-am încercat de la Batist un șampon mai închis la culoare, adică cum sunt eu la rădăcină, că râs în produsă. Cred că am încercat ceva pentru păr normal sau o variantă originală sau nu știu, o chestie de asta și nu mi se părea totuși că părea că am făină în cap sau că am alte chestii de genul ăsta și nu prea plăcea. Dar ăsta mi se pare că face o treabă excelentă, mi se pare că ține ceva mai mult timp decât Batist și, sinceră să fiu, cred că am văzut pe undeva, pe un blog, dacă nu chiar la Andreea Dam, la A Beauty Tale, cred că la ea. Dacă nu, intrați oricum și la Andreea Dam, care are niște chestii foarte faine pe blog și pe canalul de YouTube. Vă las pe aici undeva sau în descriere. Mă rog, cineva făcea o comparație între ăsta și Batist. Spre rușinea mea, nici n-am citit tot articolul, dar am văzut undeva în comentarii că era o dezbatere și cam jumătate din fete, sau dacă nu chiar mai mult de jumătate, erau foarte încântate de ăsta în detrimentul Batist. Deci, I guess we have a winner. Mai departe, mai am aici un gel scrub micro exfoliating, smoothing, refreshing, olive leaf, de la Jaya. Este un scrub de față de la Jaya pe care l-am de anul trecut, cred, și îl cam uitasem așa în baie, pentru că mai era foarte puțin și stătea efectiv așa ca să pot să iau și restul produsului. Îl uitasem în baie, zilele trecute l-am redescoperit,
că mai aveam cam atât în el și am decis să îl termin. Nu este cel mai strălucit exfoliant, eu nu o să mai dau ochii pe el. În sensul în care, nu știu, dar nu simt că curăță, adică simt particulele abrazive, dar nu, mi se pare că nu curăță nici în profunzime, nici la suprafață, nici nicăieri. Un produs care mi-a plăcut maxim și care, bine, acum văd că mai are foarte puțin așa într-o parte, dar nu mă mai chinui cu el, este acest gel de duș de la Yves Rocher, Coconut ceva, Sensual Bath and Shower Gel. Este un gel de duș normal, nu are nimic special în afară de miros, dar eu sunt super înnebunită după cocos, deci guilty pleasure. Apropo de spray-ul de păr de șampon uscat de fapt de la Batiste, pe ăsta l-am, Dry Shampoo Plus Heavenly Volume. Da, a fost ok cât a fost, dar nu. Mai degrabă la de la Elsie, mult mai degrabă. Două chestii foarte, foarte faine care s-au terminat, trebuie să mă duc să le recumpăr, sunt antiperspirantele astea două de la Nivea, antiperspirant, spray și stick. Eu foloseam înainte numai Lady's Pee Stick, nu știu de ce, mi se prea mie că ne înțelegem așa minunat de bine. Și apoi l-am descoperit pe ăsta și de atunci îl folosesc non-stop. Nu știu, mă înțeleg foarte bine cu asta de la Nivea. Mi se pare că mirosul este un miros clasic, care nici nu epatează, dar nu e totuși nici de neobservat. Își fac treaba de minune, rezistă destul de mult timp, eu nu am probleme cu ele. Ăsta îl țineam tot timpul pe masă, pe vanity și biroul ăsta e mult spus vanity, dar mă rog. Iar pe ăsta îl țineam tot timpul în geanta pentru sală, dar acum l-am înlocuit cu ăsta de la Biu, dacă am prins ocazia și zic să vă zic acum. Dacă mă urmăriți pe Instagram, pe blog, pe Facebook, da, pentru că pe YouTube încă n-am zis nimic despre asta și nu știu că o să fie o altă mențiune afară de acum. Mă rog, am treaba asta de la Biu care îmi place foarte mult, mirosul este minunat. Am toată gama Biu Absolute Me și de ce vi le arăt acum? Vi le arăt pentru că cei de la Biu au o campanie de desfășurare și puteți să câștigați premii săptămânale dacă intrați pe site și faceți o poveste din poze sau din clipuri cu voi. Puteți să câștigați săptămânal o gamă întreagă Biu Absolute Me și la finalul întregii perioade, adică cred undeva până pe 14 mai, se vor extrage 3 câștigătoare și aceste 3 câștigătoare, bineînțeles, vor fi și ele clasate în locul 1, 2, 3. Locul 1 o să fie un iPhone 7 și locul 2 și 3 o să fie niște camere Fujifilm foarte drăguțe, care sunt sigură că vă vor face vara mai frumoasă, așa că să știți că vă las și link-urile către articole, dar și link-uri către site, ca să știți unde trebuie să intrați, ca să vă spuneți povestea, pentru că până la urmă este o șansă să câștigați un telefon sau o cameră foto și zic să profitați de ea. Nu? Mai departe, am decis să arunc acest fond de ten, care nu este nici pe departe empty, este de fapt full, Revlon Color Stay With Cream Makeup, nu știu ce, pe lângă faptul că pute extraordinar tare fondul ăsta de ten, am învățat impression zilele acum 2 ani de zile sau 3. L-am cumpărat din state super, 3 ani, sigur sunt 3 ani. L-am cumpărat din state super curioasă de el. Nu mi-a plăcut. Nu a, doar mirosul mă dădea înapoi în prima instanță, după care nu știu. Color Stay-ul ăsta față de Color Stay-ul clasic nicio treabă n-au. Acum, bineînțeles că e și expirat și a schimbat și textura. Da. Ce mai am pe aici? Ah, da, mai mă gândeam ce fond, ce fonduri de ten. Mă gândeam ce gelul de mă gândeam ce șampon și balsam mai folosesc în afară de Elsev și nu știu de ce nu-mi dădea prin cap, dar le mai folosesc pe astea de la Garnier, Ultra Du. Astea sunt cu Mythic Oil
Și acum mi-am adus aminte că de la astea aveam o mască în baie verde și nu știam de unde de la astea. Mie îmi plac foarte mult produsele de la Garnier pentru păr. Mi se pare că se potrivesc foarte bine cu firul meu de păr și cu scalpul meu. Și sincer să fiu, pentru mine produsele de la Garnier și produsele de la Esev, ca și funcționalitate cu mine, sunt egale. Adică orică ea una, orică ea alta, știu că oricum sunt mulțumită. Ăsta iarăși este un demachiant de la Viva Natura, cremă demachiantă fără lacrimi în ghilimele, cu migdale și argint. Și acum îmi dau seama că au explodat migdalele, e un val așa, toată lumea mănâncă migdale, toată lumea are gel de duș cu migdale, toată lumea are un parfum cu migdale. Eu chiar am, oh my god, chiar am un parfum de cameră care are miros de migdale, nu știu care e treaba. Oricum, nu mi-a făcut un mod deosebit de machiant, laptele sau de machiant de la Viva Natura. Oricum, eu dacă mă îndrept către lapte de machiant, întotdeauna o să fie lapte de machiant de aceea. Mi se pare că e o chestie clasică care va funcționa întotdeauna și nu are rost să mă abat de la tine. O altă treabă care mi-a făcut foarte tare este acest wash scrub mask 3-in-1 cu tea tree. Îl mai am încă în 2 exemplare. Am ăsta, am serul tot cu tea tree de la ei și mai am și crema de noapte cu tea tree de la ei. Momentan sunt într-o pauză pentru că în fața mea a explodat și folosesc Eva Clar și Eva Clar Duo. Dar în principiu când nu am, dacă eu simt că am o explozie pe față, încerc să o tratez întâi cu treaba asta și dacă nu merge, apelez la Eva Clar, pentru că Eva Clar până la urmă găsim în farmacie și este un produs dermatologic. Dar ca idee, produsele de la The Body Shop, mai ales scrub-ul ăsta pentru față, care este și un gel de curățare zilnică și poate să fie folosit și ca mască, sunt niște produse foarte ok. Eu, de exemplu, folosesc la duș ca mască în perioada în care folosesc Eva Clar. Uneori, o dată la săptămână, fac și o mască cu el. Și dacă tot suntem la demachiere, am depășit cu mult cât voiam să fie clipul ăsta de lung, am aici o apă mică, de fapt ce-a mai rămas. Sticla de la o apă micelară la Roche Posay pentru piele sensibilă. Eu nu am neapărat, de fapt, n-am deloc pielea sensibilă, însă am tenul normal la extremități și atunci am folosit treaba asta și eu și colega mea de apartament și am un asemenea produs și în kitul de make-up. Este o apă micelară care demachează foarte, foarte bine. Nu cred că folosesc, eu de regulă nu folosesc mai mult de 2, maxim 3 dischete. Deci zic că e un produs ok. De fapt, am observat că ușor, ușor încep să pun egal între micelara de la La Roche-Posay și micelara de la Bioderma, deși am auzit și păreri diferite, în sensul în care asta, am auzit fete care au zis că asta nu-i bun nimic, însă mie mi se pare că e ok. I don't know, maybe it's just me. I don't know. Și că tot vorbeam de micelară, mai am aici aceeași micelară pentru piele sensibile, dar într-un ambalaj mai mic. Mai am aici o cremă depilatoare pentru păr, lapte de lotus și asemenea de la Vit. Terminat-o zilele trecute când aveam nevoie să mă epilez rapid pe picioare și acum cam regret, mi-am crescut super repede, ca și cum aș fi băgat la el. Aici am un fond de ten de la Lancome, chiar cineva m-a întrebat zilele trecute de el. Este complet cu un puțin terminat și cum mai vreți voi. Mă gândeam să păstrez asta și să mă duc să iau o rezervă, dar oricum nu. Chiar. Mai am pe aici niște gene false pe care eu personal vreau neapărat să le arunc. Red Cherries Wispies și Red Cherry Black. Sper să mai găsesc aceste geni false pe undeva. Pe asta chiar nu pot să le mai păstrez pentru că mi se pare că sunt de necurățat atât de puțin. Trebuie să începe țin astea de la Atom Black, numărul 40, Black, numărul 43, nu Black. Deci Red Cherries 43 și Red Cherries Wispies. Astea Wispies ar mai merge folosite, le-aș putea curăța fără probleme, însă personal nu mă încântă forma lor și atunci, deși țin minte la început când nu făceam YouTube la început, înainte de fapt chiar să fac YouTube,
eram super încântată de astea Whispers și abia așteptam să-mi iau și o pereche. Mare prostie, mi se pare că sunt trei fire de gene false aruncate în vânt. Și oricum, în ultima vreme eu am avut extensii, acum nu am extensii, sunt genele mele. Dar, cred că pot din nou. Mai am aici un concealer de la NYX, care știu doar că era HD concealer, dar nu știu să vă zic, nuanța 03, CW03. Mie mi se pare că aceste concealere de la NYX, de faptul că ambalajul e foarte prost, de fapt, în afară de faptul că ambalajul este foarte prost, ele nu au absolut nimic, nu ai ce să le reproșezi. Asta este o nuanță somon pe care l-am eu. Și la prima vedere când îl puneam pe față, era evident că era o altă culoare decât fața mea și mă dispera treaba asta. Însă după ce îl blenduiam și aplicam sub pudrebelul, acoperea foarte bine, rezista foarte bine, nu se strânge. Mi se pare că este un concealer foarte, foarte ok. Ba chiar la un moment dat mă gândeam să merg să-mi iau câteva pentru kitul de make-up, doar că acum au apărut paletuțele de la Maybelline pe care le-am arătat și aici pe YouTube și mie îmi place super mult paletuțica aia. Adică. Și am ambele palete, de fapt ambele nuanțe, ceea ce înseamnă multe nuanțe de concealer, nu mai trebuie. Mai am aici Prime & Poreless de la Too Faced, care este un Skin Smoothing Face Primer. A trebuit să citesc pentru că nu mai venea în cap cuvântul primer. Și asta este o variantă de travel size. Știți foarte bine că mie îmi place super mult primerul ăsta. E preferatul meu of all times. Și mă gândesc că ar trebui să merg să îl recumpăr. Variantă mare de data asta, da. Apoi pentru păr am terminat Moroccan Oil Treatment, care ăsta are 18 ml, deci cred că este varianta de travel size, dar tratamentul de păr, sigur că îmi sună telefonul, bineînțeles, dar tratamentul de păr de la Moroccan Oil nu se compare, mie îmi place super mult. Mi se pare că face altceva ăsta și mai am acasă la Pucioasa un ulei de păr de la Kardashians sau ceva, doamne, deci uleiul ăla de păr îmi îndreaptă părul cu nu, deci când vreau să am părul drept, îmi pun uleiul ăla pe lungime și insist la vârfuri, îl usuc cu feonul, îl usuc așa în jos și apoi mă culc și dimineața n-am, nu stă nimic în curcan, nu știu ce are, are minuni în el, habar n-am. Apoi mai am aici un spray de față de la NYX cu finish mat, pe care știți că eu îl folosesc constant, pentru că îmi place cum se vede iluminatorul dacă pun treaba asta. Apoi mai am aici o pudră foarte scârboată de la Oriflame. E scârbos ambalajul pentru că mi-a picat pe jos la un moment dat, s-a spart și nici nu vreau să o desfac. Pudra asta, în schimb, este The One Matte Velvet Powder. Este una dintre cele mai bune pudre pe care eu le-am încercat vreodată. Și da, este de la Oriflame și dacă o să cred 40 de lei. Și dacă o urmăriți la vreo reducere, probabil o să o luați la vreun 28 sau chestii de genul ăsta. Deci mie mi se pare că pudrele de la Oriflame, de fapt nu știu cum sunt toate pudrele, dar astea care au ambalajul ăsta mauve sunt the best thing you can ever find la banii aia. Deci pudrele de la Oriflame all the way. Apoi mai am aici Complete Salon Manicure Dry and Go Drops de la Sally Hansen, care este de fapt un produs care cu pipetă. Luați, strecurați pe unghie după ce v-ați făcut manicura și unghiile se usucă într-un minuțel. Treaba asta este heaven, trebuie să o luați. Eu mi-am luat un kit, dacă mă urmăriți, nu știu ce am zis de fapt, mi-am luat un kit de unghii semi, de oșa semi și încerc să-l folosesc doar pe ăla pentru că îmi place foarte mult că na, unghiile sunt tari, stau 200, dar am decoșit foarte mult la ele, le-am stricat și acum sunt cu oșa normală și cred că o să mai stau așa vreo 2 săptămâni ca să se mai regenereze. După care tot de la Sally Hansen mai am aici un Miracle Gel Top Coat și a fost un top coat foarte bun până când s-a cam întărit, uscat și e mai viscos. E o variantă foarte bună dacă vreți să încercați un top coat bun, dar nu vreți să dați un milion pe unul de la OPI, de la Sally Hansen e foarte ok. După care am avut eu o perioadă cu uleiurile esențiale și cu mirosuri de-astea prin casă și așa, bine, și acum am o
lumânărică care e aprinsă, dar are un miros mai dulce și mai de oameni. Ăsta este un ulei de la Solaris cu esență de portocală și îl foloseam, l-am terminat de ceva timp, cred că prin februarie, când încercam eu să mai prelungesc atmosfera sărbătorilor. Bine, cât de ciudat să fie asta, având în vedere că pomul nostru de Crăciun de acasă s-a strâns abia acum 2 sau 3 săptămâni. Cât de ciudat. Cred că eram efectiv ultimii oameni din țara asta care încă mai aveau un pom de Crăciun. Care încă mai aveau asta. Și ultimul produs este crema asta de față de la Clinique Moisture Surge. Mai am, de fapt, pentru o singură utilizare. Vreau să vă zic că această cremă nu poate să fie pe placul multor persoane în ceea ce privește mirosul, însă mie îmi place foarte tare. Este un miros extraordinar artificial și nu știu, chiar nu ar plăcea multor oameni. Miroase a plastică, a o chestie nasoală, dar cumva mie îmi place. Nu mai zic, textura e de gel și este super, foarte minunată. Este foarte mișto textura, intră super repede în piele, ai nevoie doar așa de un degețel și ai pus pe toată fața. O, doamne, și la final, după ce intră în piele, lasă tenul așa foarte smooth. O cremă foarte, foarte faină de altfel, dar și cost, adică. Good, păi, I guess this is it. Astea au fost toate produsele pe care eu le-am folosit în ultima vreme. Sunt curioasă dacă regăsiți pe aici chestii care vă plac și vouă sau care nu vă plac, sau dacă aveți idei de produse similare. Aș vrea să citesc toate părerile voastre în comentarii și nu uitați să-mi spuneți ce anume vreți să vedeți în perioada următoare, deși sincer să fiu, până pe la jumătatea lui iunie aș cam dori să fac câteva tutoriale de machiaj pentru că vin banchetele. De asemenea, dacă sunteți din București, din Puceasa sau din Târgoviște sau din zone apropiate și aveți un eveniment și aveți nevoie de un machiaj, vă stau la dispoziție, găsiți o adresă de mail la care puteți să mă contactați și ne auzim acolo pentru mai multe detalii. Până data viitoare, nu uitați că puteți să mă urmăriți pe Facebook, blog, Instagram și pe Snapchat. ID-ul meu este Denisa Simamon peste tot. Vă zic de acum că pe Snapchat nu prea mai intru și cred că o să șterg aplicația cât de curând pentru că mi greunează foarte mult telefonul. Dar da, ne auzim sau mai bine zis ne citim în comentarii. Pa, pa!